Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Grădina zoologică din Toronto cere vizitatorilor să nu mai arate telefoanele unei gorile care este fascinată de ecrane. Pentru că, care? Da, aceasta este... Dar de ce? Păi se ocupă tot, nu face decât să stea și cere să se uite pe telefonul mobil la videoclipuri, la ceva. Și nu mai stă cu fratele ei și nu mai e o gorilă, spun supraveghetorii. E dependentă de social media. Da, exact. Are screen time mare. Îți dai seama ce frustrată trebuie să fie, cum sunt copiii cărora nu li se dă voie decât cu program. Da. Așteaptă să vină turiștii ca să ceară filmulețe amuzante. Și s-a instalat și un panou la cușca ei, mă rog, la țar cu ei, în care se cere turiștilor, citesc, să se abțină de a le arăta videoclipuri sau fotografii, deoarece unele conținuturi pot fi supărătoare și le pot afecta relațiile și comportamentul în familie. În familia lor de gorile. Păi, frate, ce tare, da. Vrem doar ca gorilele să poată rămâne gorile, a declarat o supraveghetoare a grădinii zoologice. Atunci când oaspeții noștri vin la grădina zoologică, vrem ca ei să poată vedea gorilele într-o stare foarte naturală. Tip gorilă. Exact. Tip gorilă. Și ce ar face în mod natural pentru a se conecta cu ele la acest nivel. Dar vezi scena că vine gorila și își pune ochelari la... Da. Alo? Bate în ăla... Da. Dă mai... Cum e trei? La asta dă like. Dă-mi și mie, te rog... La minutul 6 eram... Băi, am... Vreau să vă spun că am... Am asistat odată la o scenă care s-a petrecut într-o grădină zoologică, cred că la Viena. În primul rând, paranteză, aș închide grădina zoologică de la Băneasa, unde animalele sunt ținute în continuare în cuști cu gratii. Mi se pare înspăimântător ce se întâmplă acolo și este o cruzime îngrozitoare. Dacă faci o grădină zoologică, măcar fă așa cum trebuie. Sigur că nu poți replica habitatul natural al animalelor complet, un exemplu perfect, un efort. Exemplu perfect e grădina de la Valencia, care e făcută, n-are nicio gratie, niciun gard, niciun nimic. Am văzut multe de acest gen. Bun, în Viena este un spațiu mare în care trăiește o familie de orangutani și în capăt, într-unul din marginile acestei curți, într-una din margini, sunt niște vitrine mari de sticlă și poți să stai acolo și orangutanii, dacă vor să vină, să vadă oamenii de aproape, vin, dacă nu, își văd de treaba lor și poți sta și la 50-60 de metri distanță, ca să nu fie deranjați. Și era o scenă cu un orangutan, nu știu dacă ce vârstă avea, habar n-am, nu-mi dau seama, care stătea sprijinit de vitrină și privea oamenii care treceau prin jur. S-a oprit o turistă și i-a arătat cum desface o prăjitură. Și orangutan a urmărit-o încet, încet, atent, cum desface tot ambalajul respectiv. După care femeia asta a făcut un gest de o cruzime absolut inexplicabilă. Uitându-se la el, a mușcat din prăjitură și i-a zâmbit. De genul, știi ce? Uite, eu pot să mănânc și tu, nu? Și orangutanul i-a aruncat o privire direct în ochi pentru câteva secunde și după care s-a întors cu spatele la ea. Și mi s-a părut ceva, un moment pe care nu mi l-aș fi putut imagina niciodată. Că totuși o primată poate să aibă o astfel de reacție față de un om care a făcut un gest inutil de cruzime față de ea. Nu mai zic că îl jignesc pe Luca. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.